O femeie iese din casă și vede trei moșneguți cu barbă albă stând supărați în fața casei. Nu-i cunoștea, dar văzându-i așa supărați, i-a invitat în casă să mănânce ceva. Veniți, vă rog, și mâncați, cu siguranță vă va trece supărarea. Soțul tău este acasă? Întreabă unul dintre ei. Nu, este ieșit până târziu. Atunci nu putem intra, replică unul dintre moșneci. Seara, când soțul s-a întors acasă, soția i-a povestit despre vizita celor trei moșneguți. Du-te, spune-le că am venit și poftește-i înăuntru. Femeia se duce și invită. Vă rog, poftiți în casă. Nu putem intra toți trei în casă, replică un moșneguț. Cum așa? Întreabă ea. Unul dintre moșneguți îi explică. Eu sunt bunăstarea, el este succesul, iar celălalt este iubirea. Acum du-te și întreabă-l pe soțul tău pe care dintre noi vrea să-l invite primul în casă. Femeia intră în casă și povestește soțului ce le spuse de moșneguți. Ce bine! În acest caz, invită-l pe bunăstare să ne umple casa. Soția nu a fost de acord. Nu cred că el ar fi cel mai potrivit. De ce să nu-l invităm pe succes? Nora îi ascultă dintr-un colț al casei, apoi îi întreabă. N-ar fi mai bine să-l invităm pe iubire? Casa noastră ar fi atunci plină de ea. Hai să ne ghidăm după sfatul Norei. Du-te și invită-l pe iubire să ne fie oaspete. Femeia iese afară și întreabă. Care dintre voi este iubirea? Pe el îl invităm să ne fie oaspete. Iubirea pornește înspre casă și odată cu el se pornesc și ceilalți doi moșneguți. Surprinsă, femeia întreabă. L-am invitat doar pe iubire. Cum deveniți și voi cu el? Cei trei moșneguți replicară. Dacă l-ai fi invitat pe bunăstare sau pe succes, noi am fi rămas pe loc. Dar de vreme ce l-ai invitat pe iubire, unde merge el, mergem și noi. Unde este iubire, este și bunăstare. Unde este iubire și bunăstare, este Dumnezeu. Iar unde este Dumnezeu, avem de toate. Sper că v-a plăcut această mică întâmplare. Până data viitoare vă doresc o duminică binecuvântată și toate cele bune. La revedere!